Cât de mult contează amperajul? Sau dacă am un acumulator cu un amperaj mai mare, îmi oferă mai multă putere? Sau ce este de fapt acest amperaj? Asta o să aflăm în clipul de astăzi. Salutare tuturor, sunt David de la Technic Tools, iar pe acest canal puteți găsi prezentări, teste și multe alte informații despre scule și unelte. În clipul de astăzi o să vorbim despre un subiect ceva mai delicat, pentru că am văzut pe foarte multe grupuri diverse comentarii, am primit diverse mesaje legate de acumulatori. Dacă contează sau nu amperajul, dacă un amperaj mai mare crește și puterea unelte respective. Asta o să aflăm în clipul de astăzi. Și am pregătit și câteva teste doveditoare la ceea ce o să vă explic. Pentru că am testat 3 tipuri de acumulator, 1,5 amperi, 3 amperi și 5 amperi. Să vedem dacă chiar contează amperajul, dacă ne ajută în sarcină sau nu. Pentru început, ce este amperajul, ce reprezintă el? Amperajul reprezintă intensitatea curentului electric. După cum puteți observa, pe acumulatori scrie 18 V cu 3 amperi oră. În continuare o să le spun doar amperi. Denumirea academică este 3 amperi oră sau 3 amperi pe secundă în funcție de unitatea de măsură, dar 3 amperi oră scrie pe majoritatea acumulatorilor și asta o să vă arăt și eu. Bun, ce reprezintă acești amperi? Am zis că reprezintă intensitatea curentului electric. Voltajul reprezintă tensiunea la care funcționează unealta respectivă. De exemplu, mașinile pe care le utilizăm în mare parte toți au un motor de 18 V. Asta înseamnă că funcționează la o tensiune de 18 V, iar acumulatorii diferă, 1,5 A, 3 A sau 5 A. Am văzut foarte multe comentarii în care oamenii spuneau că nu contează amperajul pe un acumulator. Aceeași mașină, dacă este dată din fabrică cu un cuplu de 70 de Newton, de exemplu, cum este această mașină, are același cuplu și funcționează la fel de bine și are aceeași putere și cu un acumulator de 1,5 A și cu 3 și cu 5. Ei bine, trebuie să vă contrazic și să vă spun că nu, amperajul contează foarte mult. După cum ați observat sau poate că nu ați fost interesat să observați asta, pe spatele fiecărui acumulator este scrisă și puterea energetică. Respectiv, în cazul de față, 18 V cu 1,5 A oră, 27 de W oră. Wattii reprezintă puterea pe care o oferă acumulatorul respectiv. Cu cât crește amperajul, crește și puterea. Și aici avem un acumulator de 5 amperi, tot cu un voltaj de 18 V, care are 90 de W oră. Asta înseamnă că oferă o putere mult mai mare uneltei. Puterea este sesizabilă doar în momentul în care unealta se forțează foarte tare, pentru că ea este făcută să funcționeze și la o putere mai mică. Nu o să aibă nevoie de toată puterea odată. Adică această bormașină, până într-un anumit punct, poate să funcționeze la fel și cu acumulator de 1,5 A și cu 3 A și cu 5 A și așa mai departe. Dar adevărata putere și adevărata valoare a unui acumulator, pe lângă faptul că oferă o durată de viață mai mare pentru că înmagazinează mai mulți electroni, adică dacă avem 5 amperi, asta înseamnă mult mai mulți electroni decât 1,5 amperi, pentru că valoarea este aproape triplă, chiar triplă. Și automat, acumulatorul de 5 amperi o să aibă o durată de viață mai mare când îl utilizați, pentru că înmagazinează mai multă energie. Ok, acum eu am făcut câteva teste, cred că până aici ați înțeles, de asta nici n-am vrut să intru în termeni foarte academici ca să înțeleagă toată lumea despre ce este vorba. Dacă contează amperajul, da, răspunsul este că contează. În funcție de cum alegeți o bormașină, acesta poate să difere. Sunt pachete de bormașini sau de unelte care au acumulator de 1,5 în set, de 3 sau de 5 sau de 9 sau de 12, în funcție de nivelul lor de consum și de energie. Practic, ele au nevoie de o anumită putere ca să funcționeze la capacitate maximă. Dar asta o să vedem imediat, pentru că am făcut câteva teste. Nu sunt chiar cele mai explicative, pentru că am folosit o bormașină și bormașina nu este o unealtă foarte pretențioasă la capitolul amperaj, pentru că limita ei de energie este cumva foarte mare, adică nu o să aibă nevoie de
5 amperi neapărat pentru șuruburi de 100 de mm, de exemplu, sau de 150 de mm. Ea are nevoie de putere foarte mare și are nevoie de energie foarte multă în momentul în care înșurubați hol șuruburi foarte mari. Am încercat să fac o diferență între acumulatori și am testat exact cu această bormașină, cu DCD791, care are un cuplu de 70 de Nm, am testat-o cu diferite hol șuruburi și cu acumulatorii. 1,5 amperi, 3 amperi și 5 amperi, pentru că doar pe aceștia am și cred că puteți să vă dați seama. Am făcut testul într-o bucată de lemn de brad, contra fibrei, cu hol șuruburi de 8 mm și de 10 mm grosime, de diferite lungimi. După cum puteți observa și în teste, pentru hol șuruburile de 8 mm am utilizat viteza a doua de la bormașină ca să încerc să o forțez cât mai mult. Am încercat prima dată cu acumulatorul de 1,5 amperi să înșurubez un hol șurub de 200 sau 240 de mm ori 8 mm grosime contra fibrei în lemn, pe viteza a doua. Surpriza a fost că nu a reușit să-l bage până la capăt din prima cu acumulatorul de 1,5 amperi. După aceea am trecut la acumulatorul de 3 amperi, cu care nu a reușit să-l înșurubeze pe viteza a doua complet. Ei bine, când am trecut la acumulatorul de 5 amperi, treaba deja s-a schimbat. Mașina a avut energie foarte mare la dispoziție, drept dovadă am făcut 3 sau 4 înșurubări și desșurubări cu acumulatorul de 5 amperi, cu același hol șurub de 8 mm grosime, cu aceeași bormașină, fără să se oprească. Asta înseamnă că amperajul contează foarte mult. Și asta este un simplu caz, pentru că de cele mai multe ori amperajul contează la uneltele consumatoare. Bormașina nu este o unealtă care consumă foarte multă energie, mai ales aceasta care are în dotare și un motor de tip brushless, care reduce cumva consumul de energie. Dacă aș fi făcut testul cu un circular de mână sau cu un rotopercutor sau cu un polizor unghiular care consumă multă energie, s-ar fi văzut o diferență foarte, foarte mare între ele. Dar pentru că nu am avut la dispoziție în acel moment, am făcut testul cu bormașina. Dar bineînțeles că se observă diferența dintre acumulatori. Am făcut același test și la găurire, unde am folosit tot aceeași acumulator după ce am făcut testul de înșurubare. Automat, energia a mai scăzut puțin din acumulator și nu a avut potențial maxim, cum a fost la început când am fost toți încărcați la maxim, dar rezultatul nu a fost atât de diferențiat ca și în cazul înșurubării, pentru că la înșurubare ați putut vedea clar că pe viteza a doua cu acumulatorii de 1,5 și de 3 amperi nu a reușit să înșurubeze acel șurub, iar cu cel de 5 a înșurubat fără nicio problemă. Cred că este suficient testul acela și v-a convins. Eu am mai făcut câteva teste și pentru găurire, unde am folosit o freză cu șurub în vârf de 35 de mm, ca să nu influențez eu puterea motorului. Asta în cazul în care ceda, dar eu am făcut testul într-o scândură de brad de 25 de mm sau 30 cu freza respectivă și nu am simțit o diferență la mână. Acum o să vedeți voi pe filmări dacă există o oarecare diferență la găurire. Cred că ați înțeles despre ce este vorba cu acumulatorii, dacă contează sau nu amperajul și cât de tare influențează capacitatea unei unelte. Răspunsul este simplu și îl mai repet încă o dată. Amperajul este foarte important, dar în funcție de domeniul de activitate pe care îl executați cu o anumită unealtă, acesta se poate schimba. De exemplu, dacă lucrați cu bormașini de genul acesta, cu motoare brushless sau de genul acesta, cu impact, tot cu motoare brushless, nu o să aibă nevoie neapărat de foarte, foarte multă energie. Așa că puteți să le utilizați și cu acumulator de 1,5 amperi și de 2 și de 3 și de 4, chiar și de 5 în funcție de ce vreți să lucrați cu ele. Recomand în domeniul construcțiilor unde utilizarea este intensivă să vă luați acumulator de 5 amperi. În primul rând pentru că durata de viață este mai mare, de exemplu față de 1,5 amperi, care este un acumulator recomandat pentru utilizare în tip hobby, adică fără prea multe descărcări, pentru că toți acumulatorii au o limită, mai târziu sau mai devreme o să cedeze. Cei de la DeWalt dau undeva la 1000 de cicluri de încărcare aproximativ. Cred că am și depășit cu unii acumulatori de la firmă și n-au încă nicio problemă, dar asta nu este ceva garantat și obligatoriu. Deci, acumulatori cu cât mai mult amperaj, cu un amperaj cât mai mare pentru industria construcțiilor sau utilizarea intensivă și acumulatori mai mici pentru că sunt și mai ieftini pentru utilizarea hobby sau pe lângă casă. O altă diferență între acumulatori este și greutatea. După cum puteți să-i observați aici, acumulatorul de 1,5 este mult mai mic, cel de 3 ceva mai mare, iar cel de 5 mai mare și mai greu.
automat o să creeze un confort sau un disconfort în funcție de sectorul pe care lucrați. Dacă lucrați în construcții, automat unealtă o să fie ceva mai grea, dar în același timp mai puternică și cu o durată de utilizare mai mare. Dacă cu un acumulator de 1,5 A puteți lucra aproximativ 2-3 ore, cu acumulatorul de 5 A în aceleași condiții de utilizare o să puteți lucra dublu sau triplu în funcție de cât are amperajul și în funcție de unealtă, bineînțeles. Aștept, bineînțeles, părerea voastră în secțiunea de comentarii. Spuneți-mi voi ce credeți, contează amperajul sau nu contează? De ce parte sunteți? A celor care cred că nu contează și folosesc acumulator de 1,5 în industrie și în utilizare intensivă, sau a celor care cred că acumulatorii de 5 amperi sau mai mari, amperajul mai mare, contează foarte mult și influențează, bineînțeles, și puterea uneltei cu care lucrați. Aștept părerea voastră jos în secțiunea de comentarii. Eu sunt David și până data viitoare, numai bine!